deja suntem de mult în comunitatea statelor CSI, da? Și ne aflăm mult timp. Și credeți și că nu și care, care este rezultatul? Care e nivelul de viață? Când a fost până la 2000, după 2000? Și vreau să spun că ultimul timp, iată, de când este această guvernare, sunt semne de îmbunătățire a economiei, îmbunătățire și a nivelului chiar de trai, prin cifrele care noi dispunem, ele o să crească, o să simtă omul în timp apropiat. Nu mai trebuie să fim consecvenți în alegerea, în promovarea, mai precis, a cursului pro-european. Și eu întotdeauna aduc ca exemplu în cazul acesta țările baltice. Ei au fost, au votat întotdeauna sau au susținut acele forțe care au avut în program aderarea la Uniunea Europeană. Și ei au fost consecvenți, populația din aceste țări, și astăzi au un nivel de trai mai ridicat, au și salarii și pensii mai bune. Iar noi în CSI am rămas cu ceea ce avem astăzi. Dar dumneavoastră considerați una adecvată ieșirea din CSI, în general, nu, ca șef de stat? La moment, sau rămânem în CSI? Nu se pune întrebarea din, la moment ca să ieșim din CSI. Noi acum trebuie să convingem că suntem buni, suntem pregătiți să fim acceptați în Uniunea Europeană. Și atunci vom lua decizia. Dar eu vă spun că cel mai bun lucru vor fi, cred că o să vorbim parcurs despre alegeri. Și atunci o să fie referendumul cel despre care o să vorbesc acum.